Salut, camarazi! Știți că acum câteva zile a fost scandalul cu lagărele alea de bătrân de la Voluntari și din Ilford, de la Afumați. Asta e un exemplu clasic despre bestialitatea care a început să domnească în România, bestialitate importantă, importată din apus și de peste ocean, care nu are nimic cu sufletul românesc. De fapt, prima dată a fost importată din stepa calmucă, din Siberia, știți, de la Ruznaci, și după aia, acum, am importat altă bestialitate din apus și de peste ocean. Toate treburile astea n-au nimic cu România, cu poporul și cu sufletul românesc. Suntem într-o societate unde toată lumea nebunit după bani, toată lumea are, îi curge balele, știți, ca să cât mai mulți bani, cu cât are mai mulți vrea și mai mult, nu contează că o să calce peste cadavre, nu contează suferința, durerea și lacrimile altora, nu. Important să aibă ei bani, restul poate să moară, numai ei să trăiască. Asta e mentalitatea văcarilor de peste ocean, ei să trăiască și toți să moară. Asta e un egoism feroce, de o bestialitate nemai întâlnită pe planetă. Haideți să vă spun așa cam ce avere avea managerul care trebuia să controleze și să aibă grijă ca zilele alea să-și desfășoare activitatea în conform legii, normal, omenește și așa mai departe. Sunt încrengături care în toate treburile astea, care durează de pe vremea comunismului, care s-au salvat, s-au perpetuat și după lovitura de stat. Deci hai să vă zic averea șefului DGA SPC Ilfov, care a fost reținut în dosarul lagărelor de bătrân de la Voluntari și Ilfov. Omul are nici mai mult, nici mai puțin decât 6 case. Are 18 terenuri intra- și extravilane. A câștigat 100.000 de euro de la pariuri. Deci în ziua de azi avem un partid de politici, avem directori, avem generale, avem persoane în funcții de-astea importante care sunt de fabricele, niște panarame care nu poți nici să-i trimesc să spăzească porcii sau caprele, știți? Dar ăștia ajung să cocoați acolo și ca maimuțele în vârful piramidei la ciolan. Deci ăsta, dacă e obsedat de pariuri, ăsta e un dereglat. Ce director? Ăsta e un dereglat, nu e așa, așa. E obsedat ăsta, ca și toți ăștia care sunt la ciolan, obsedați de bani, stăpâniți de dracu. Și ce să mai zic eu, eu zic că toate treburile astea sunt făcute de dracu, nu de altcineva. Pe numele lui Andrei Răzvan Țicu, era șeful la serviciu de management și monitorizare a serviciilor sociale pentru persoane adulte cu dizabilități la Voluntari. Vă dați seama în ce lume trăim dacă un dereglam mental care e obsedat de pariuri a ajuns șef la un asemenea serviciu. Țicul ăsta i-a acoperit pe șefea de la centrele de îngrijire. Unul din patronii de la centrele alea era fostul șofer al lui Gabriela Firea la primărie. Și, cum spun francezii, la bucle e bucle. Cercul s-a închis. Așa. Deci e limpede. Firea știa, și bărbatul Pandele știau, mint cu nerușinare și ea. E, băi, femeia asta e jalnică, băi. E jalnică, e de nesimțire ce n-am văzut. Rar am văzut o femeie așa de nesimțită ca Gabriela Firea și fără pic de omenie în ea. Cred că în sufletul ei și-a cuibărit dracul. Mai țin minte când era
la primărie șefă, ea nu cumpăra autocare de la, sau tramvaie sau mașini de la Astra Arad sau de la firme românești, ea cumpăra de la turci. Deci asta spune totul. E o jeabră, o trădătoare de neam și țară care și-a luat saci de bani, înțelegeți, care n-are nimica pentru țara asta. România pentru ea e o vacă de mulți, unde se umple de bani și ea și bărbatul și beizadelele lor. Știți, călcând peste cadavre pur și simplu. Ce primar e ăsta când el n-are, rostește în viteză, un Doamne ajută, mai trage două cruci așa tot în viteză. Vedeți și voi, oamenii ăștia sunt îmbrăcați în cioale de firmă, arată respectabil, au figure așa, te uiți la aici, domne, ce cucoană ca lumea, ce bărbat bine, pandele, bărbați, băi, doi șacali, două reptile hidoase, doi oameni josnici, josnici, lipsiți de cea mai elementară doză de bun simț, lipsiți de cei 7 ani de acasă, lipsiți de orice gram de omenie, de pioșenie, de creștinism. Ăștia sunt păgâni, băi frate, nu sunt ortodoxi, ăștia sunt păgâni. Ar trebui dezbrăcați și aruncați afară din România, în curul gol, și averile lor să fie împărțite la săraci, înțelegeți? Deci avem în cazul ăsta vechea cârdășie comunistă, securistă și a milițienilor între interlopi care sunt cuplați cu politicieni. Știi, asta e de pe vremea lui Ceaușescu și atunci era la fel. Nici o diferență între oamenii ăștia, între interlopi și politicieni sau primar sau primar de capitală, primar de voluntar, de afumat, nimica, băi, toți sunt o apă și un pământ, știți? V-am zis că ăsta, țicul ăsta are zeci de mii de metri pătrați de teren, are 4 case și 2 apartamente în Ilfov, Prahova și Constanța. Și bineînțeles că e fiul fostului primar din comuna Dărăști, Ilfov. Adică aștia nu sare departe de pom, știți? Adică sau cum e turcul și pistolul sau ce se naște din pisică, tot șoareci mănâncă. Așa. Și Tasu a fost prins în flagrant, era șpăgar, lua șpagă de la un cetățean grec. Pe lângă tot ce v-am pomenit, mai are 3 mașini, are 2 conturi, unul cu 20.000 de euro și unul cu echivalentul a 4.000 de euro în lei. Deci are conturi cu 24.000 de lei. V-am zis, e un parior îndrăcit. Momentan se află în arest preventiv, dar tare m-aș mira dacă o să fie condamnat, știți? Că la noi se condamnă numai ăia care fură 2 conserve să hrănească copiii care le mor de foame, tot așa ăia care fură o butelie ca să o vândă să hrănească copiii și nevasta, eu știu, amărâți de ăștia care au spart un geam, nu știu ce, ăștia sunt condamnați la angrei de pușcărie, corbi la corb nu scot ochii, știți, pentru că și justiția și poliția română e coruptă și criminală și mână-mână cu toți interlopii, cu toate găștile de bombardier, cu toate clanurile, toți comisarii de poliție, toți chestorii de poliție, și aia de Ministerul Justiției și judecătoarea Lia Savona, toți sunt cuplați cu interlopii într-un fel sau altul. Prostul e poporul care îi hrănește și le dă de mâncare la asemenea paraziți. Ar trebui, v-am zis, toți despuiați și alungați din România cu biciu în curul gol și tot ce au ei să fie împărțit poporului român care i-a hrănit până acum, dar au făcut averi imense. Ceea ce s-a întâmplat la voluntari și la afumați, pentru mine e de o josnicie rară, rară, zic că n-are nimica cu poporul român. Treaba asta e josnicia unor parveniți, cum spun francezii, parveniu,
niște leșinați, niște obsedați de bani și de dracu, care nu se mai satură, care adună averi ca hamsterii și averile o să rămână de ei, cu o lopată de pământ o să le acopere gura când o să moară. Deci niște demenți, niște dereglați, niște oameni care n-au caracter niciun gram de caracter, știți? Vă sper că v-a plăcut, vă aștept la comentarii cu opiniile voastre. Vă pup cu drag, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!